ce domnii sale nu este interzis să se roage, pentru că ceea ce crește se întâmplă și cântări religioase. Dar preotul care face Sfânta Liturghie, Sfânta Jertfă, cred eu, după umila mea cunoștință, a trebuit să trăiască puțin repertorul care poate să ducă. Acest preot care e fața mea, dacă până acum a cântat, de la vârsta asta crește în altă parte, nu poate merge de când înainte, să-i ajute Dumnezeu tot așa să laude pe Dumnezeu cu vocea lui frumoasă și cu darul lui pe care l-a primit la Dumnezeu. Părinte Marian, vă ascult. Bine v-am găsit și l-am ajută. Inițial am să fie doar două cezne, textiere, mari, să cânt patru, dar voi rămâne totuși la trei, ca să nu abuzăm de dragostea și înșelăptarea voastră. M-am venit cu mâna goală, am adus și un DVD, se află acolo la Pangar, cuprinde 15 videoclipuri. Trei dintre ele sunt realizate chiar aici, în biserica aceasta frumoasă, în catedrala aceasta și în prejurul ei, și la Mănăstirea Sfânta Trăime, o mănăstire ucraineană, chiar și de aproape de Lugoj. Sunt videoclipuri cu cezne deosebite, realizate în locuri la fel deosebite și sfinte. Am adus câteva sunt acolo la Pangar. Noaptea cea mai grea,
Yeah.
Bate
să te ador, să te iubesc, să ți spun dorul fără să-ți spun dorul fără teamă, fiule, Dumnezeu. E de frumos cu tine înaintea ta să ți închin, tu toate trebuie acest pământ, tu mi-ești singurul meu bine, toate trebuie acest pământ. Prietenii curând mă lasă, lumea trece, toate pierd. Prietenia-ți credincioasă îmi dă viață, îmi dă cer. Cântare al meu suflet și al meu dor, a mea inimă și arătoare, scumpule, eu mă duc acum, dar te rog cu dor nespus, fii cu noi întotdeauna, slavă ție, secundă.